Alo, da? Alo, Lupușor? Da, să treci. Lupușor, o să vină la dumneata pentru o semnătură cineva pe care conducerea recomandă cu căldură să plece în America. Știi? Aha. Un schimb de vedere, așa. Da, bine, Lupușor. Dar aveți nicio grijă, ce... Lupușor, o să vă facă greutăți? Da, bine, Lupușor, dar fii cât se poate de amabil, înțelegi? Da, bineînțeles, am înțeles, să fiu politicos. Așa, la revedere, Lupușor. Să trăiți, să trăiți. Da. Bună ziua. Bună ziua. Ce, mă? Eu sunt Mielu de la cantină. Și ce vrei, Mielu? Mă lăsați-mă, mă, că nu-mi văd capul de treabă, mă, că o intră odată în cantina aia. Dumneavoastră o să intrați, eu nu o să mai intru. De ce? Ți s-a urât cu binele? Nu, m-ați dat afară, tovarășe, director. Îmi pare rău, Mielu, îmi pare foarte rău. Dar să știi că bucătărea asta a făcut 42 de plângeri împotriva dumitale. Câte? 42, Mielule. Aoleu. După cum curezi cartofii, se pare că nu mai e nimic de făcut cu dumneata. Poate la morcovi. Nu, Mielule, îmi pare foarte rău, dar dumneata ești un om tânăr, Mielule, dumneata ai tot viitorul în față, dumneata o să muncești, nu? Unde te duci? Unde te duci? Unde te duci? Ah, da, am să mă întorc la o întreprindere unde am mai lucrat eu înainte, în comuna mea unde m-am născut eu. În ce comună? Bolentin. Deal sau vale? Vale. Atunci să fii la înălțime, Mielule, la înălțime. Da. Și acum, hai, du-te la serviciu personal, la tovarșul Lupușor, să-ți semnezi acolo de plecare. Mă duc acum. La revedere. Acum. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. Bună ziua. Ce vrei, domne? De ce nu bați la uși? Da, vă rog să mă scuzați, dar m-a trimis tovarășul director să-mi semnați pentru plecare. Da. Bine ați venit. Luați loc, vă rog. Da. Nu. Ați spus ceva? A, nu. Ziceam... Cu cine am plăcerea? Mielu. Lupu. Lupușor. O cafeluță? Pentru mine? Da. Nu vă deranjați. Uite, dumneavoastră să mă deranjați, se poate? Două cafele, repede. Și zi, plecați. Plec. E bine. Adică îmi pare bine. Eu, de fiecare dată când pleacă cineva de la noi, mă bucur. Mă bucur din suflet. Dar de ce să ne bucurăm, tovarășul Lupuș? Ce v-a făcut Mielu? Dar de ce să nu mă bucur? Adică dumneata crezi că dacă eu aș pleca, nu m-aș bucura și eu? M-aș bucura. Păi să-ți ajute Dumnezeu să pleci. Mulțumesc. Și pe când plecarea? Păi după ce însemnați dumneavoastră. Ce, v-aș ieșit? E la mine. Nu vă grăbiți, ce se poate? Un moment. Haide, mă, fa-te odată, haide, că tovarășul, nu? O să pleci acolo și o să spune... Nu, să mai spun nimic acum. Ce să mai spun? Asta e situația. Ce spun? Da, tocmai. Ziceam, apropo de cafele, da. Să spune că acolo, pe unde te duci... Păi, dumneavoastră știți unde plec eu, v-a spus tovarășul director. De ce părere ai? Tocmai eu să nu știu, serviciu personal. Zic că, să spune că pe acolo, pe unde te duci, uneori cafeaua... Să ia și să arunc. Pui, și cine adună? Ei, dragi, nu adună nimeni, cine să o adune. Să aruncă, să pierde. Acolo chestia asta nu contează. Dacă e necesar, dacă e nevoie, să aruncă. Eu o-s frate la Bolentin. Păi nu e adevărat, tovarăș. Nu e adevărat, tovarăș. Nu să arunc un bob, eu știu precis. Mă rog, normal. E normal ca dumneata să fii mai bine informat. Sigur, dumneata erai cel mai în măsură să pleci. Așa susține și tovarășul director, că s-a discutat, că s-a hotărât, că nu știu cum. Cum ți-a spus dumitale directorul că erai, că ești cel mai indicat să pleci? După ce a fost informat? Înțeleg, adică
După ce au venit toate hârtiile. 42. 42? Sigur că da. America. Nu te supere. Da, bine. Cine l-a informat pe... Dacă se poate spune. Bucătărea sa. Înțeleg. Cifrat. Nu, aia grasa, aia grasa de la cantină, tovarășul Bușor. Bucătărea sa de la cantină? Da, ia. Să mă fi tăiat, să mă fi picat, cu... să mă fi omorât. Și nu mă duce amintea. E, asta zic și eu, meserie. Asta e... Intră... Da, vă caut, vă strig. Da, da, vă anunț. Alo, da? Da, lui Pușor la telefon. Da. Da, ascult. Sigur că da, e la mine. Da. Cu plăcere, îi spun. Da. Să trăiți... Pardon, sărut mâinile. Sărut mâinile. Știi cine era? Hă? Bucătăreasă. Da, stămâna, stămâna, pare. Zicea că ți-ai uitat cuțitul, că te caută cu bani. Da, da, las, mi-a făcut-o, las, știu. Auzi? Știu că ai să mă crezi bolnav de curios, dar cât ți-a aprobat? Cât s-a aprobat în cazurile astea, când... În cazul dumitale, cât ți-a aprobat? 940. 940? Sigur, caz special. A, 300 am să-i beau, 600 am să-i joc, că nu o să-mi iau zilele. A, înțeles, sigur că da, casino, ruletă, bacara. Care baraca, care bă? Eu la luăz în plic în joc. Cum? Au și acolo? Unde ai văzut, Matale, un loc fără luăz în plic? Nu se poate, eu credeam că numai la noi, aici. Păi nu, au și acolo, tovarășul. Da, ce să mai discutăm? Păi fratele meu, săptămâna trecută, a pierdut 300. Dumneata, ai un frate acolo? Toată familia acolo, tovarășul. Toată familia? Toată familia, mama, doi frați, patru veri, toți. Păi... Și bucătăreasa, știi? Dar ce-o interesează pasta? Pasta o interesează chestiile ei de serviciu, cartofii... Da, da, și morcovii, nu? Mă rog, și morcovii. Să mai întreb ceva. Da. Acolo unde te duci, sigur că o să te întrețină familia. Dar de ce să mă întreține? Ce, eu sunt șchiop? Eu muncesc, tovarășul Bușor. Acum eu pot să vă spun că eu tot plec de aici. Să știți că eu am mai lucrat pentru ei și înainte. Dar așa, pascuns, să nu-mi fac bube în cap. Adică, dumneata fiind aici, lucrai pentru ei? Da, când aveau nevoie de mine și nu mai pridideau. Așa. Ascultă, domnule, nu te superi că... Da, vreau. Eu nu știu nimic. De ce? Înțelege-mă, eu sunt un om corect, cinstit. Și chiar vreau să te rog... Să vă aduc de acolo ceva... Specific. De acolo, specific? Da. Vă aduc. Ce? Niște dude. Întâi să mă angajeze. Dar să știți că duda e baza. Da. Dar șeful lor mi-a promis. Adică dumneata îl cunoști pe șeful lor? Iete, așa suntem, mă. Stai, domnule. Cum adică dumneata îl cunoști pe șeful lor de acolo unde te duci? Îl cunosc, tovarășul. Tovarășul Mielu, domnul Mielu, vreau să te rog. Acum, dumneata uită că sunt de la personal. Uită că sunt ceea ce sunt. Și răspundem cinstit, sincer, ca unui om cum se cade. Dumneata trebuie să pleci de aici?
Da. Toată lumea e de acord că dumneata și nu altul trebuie să plece de aici? Da. Fii sincer. Te mai întorci? Nu. La revedere. La revedere. La revedere. Alo? Dăm bucătăria.